Ce părea despre jucătorul X, BN3X? Salut, l-am văzut acum câteva zile, 2-3 zile sau nu mai știu sigur, și avea level 3. Bine, ca așa, ca un om când se cade, mi-a cerut și mie niște licori, niște red-uri, că na, așa e la început de level, n-avea și el. Și cam a doua zi, mi se pare, l-am văzut cu level 20. Da, eram cât de cât prieteni, vorbeam prin turneuri și pe Skype și mi-a zis să facem un duel. Și mi-a arătat că și-a făcut să share tigru plus 9, lasă plus 9, itemena de level 18 și 20. Ce să zic, eu n-am mai intrat de 20, nu prea am putut, am fost pe la țară. Și am intrat astăzi dimineața și m-am întâlnit cu el, era online. Și am vorbit cu el, mă, ce mai faci, ce level mai ai? Și mi-a spus care trești. Și ne-am întâlnit, m-a pus în canal 1. Și aveam un FMS plus 9. Aveam un FMS plus 9, un level plus 9. Și am zis, arată-mi și mie, să le văd și eu. Și mi-a arătat, avea pe FMS, pagu full bonus, 5 bonusuri. De trap plus 4, fatală monștri. Și pagă 29, 10 diavoli, 20 vampiri, 10 viteza farmecului și nu mai știu ce mai avea pe acolo. Și pe leu avea tot așa plus 9, pietra plus 3 la leu. Și 1500 PV, 15 magie, 5 bonusuri. Și mi-a zis, este că e bun. Te pare un jucător corect? Eu zic că este foarte corect. Ce părea despre damage-ul pe skill? Păi... ce părere să am? Na, astăzi a făcut un duel cu Sura de level 52 DM și pe vârtej, sincer nu știu câte puncte are la vârtej sau M sigur nu avea pentru că l-am văzut, nu știu câte puncte avea pe vârtej și a dat 502 ca critică și era Sura de level 52 DM. Eu cred că este un jucător foarte bun, foarte corect, părerea mea. Crezi că ai putea să-l întreci la stilul de joc? Asta nu știu sigur, dar după mine cred că aș putea. Vom vedea. Dar cu multă muncă și cu foarte multe minute jucate. Nu știu cum a putut să facă în atâtea minute, 1200 câte a avut el. Oricum, minute puține, level 35 și iteme de vis.